să vedem cine este lider în casa băieților. Bună dimineața! Bună dimineața! Română! Ați dormit bine? Am vorbit. Da. Extrem de bine. Cine credeți că este lider acolo în casa voastră? Bogdan Mocan. Rică! Rică! Dar de când mulțumesc, e Carlo Rică. Este lider și în casă. Adrian, scoate făina din Alex. Ricardo! Opa! Dita-le! Mulțumesc! Mamă, ce să-mi placă să dau tricoul ăsta! Ai făcut strategie, Raluca, să... Ce-mi place să dau tricoul ăsta acum! Aia este din casa băieților! Să vă fie rușine, ați făcut strategie! Nu, dar eu l-am rugat, Andreea! Gata cu strategiile! Eu l-am rugat să mă voteze! Dani Mocan! Știu să facă bani! Dani Mocanu, pentru toți bășicări. Bine, nu se ia în considerare. Cum să nu se ia în considerare? Până când nu o să învățați să vă scrieți numele. Păi, dar poate nu știa cum mă cheamă. Mocanu sunt, dar nu știa prenumele. Nu, eu am scris. A? Nu. De ce ai scris așa? Eu. De ce? Păi, dar am făcut o glumă și am spus acolo, am spus că Bogdan Mocanu, dar am dat o explicație. Băi, este votul din casa fetelor. Nu o să vă mai iau în considerare votul de acum. Păi, acolo, dacă nu folosiți numele la noi, casa băieților. E de la noi. E de la băieți, mă. Nu, nu am scris, mă. Puțin mai tare. Nu mai știam. De fapt, mai bine nu știam în considerare, înseamnă decât o două voturi. Mai bine. Bogdan Iordache. Mulțumesc. Nu, scrisul meu, frate, am scris. Dar cum să nu se ia în considerare? Nu se ia, frate, a scris Dani Mocanu. Hamude. Îmi pare rău, frate, eu chiar am vrut și am făcut o glumă. Și zis că e o glumă. Alex Zănoagă. Ramona. Ia să vedem cum au votat fetele, oare? Toți avem câte unul afară de el are. Ce făcut numai dat votul? Care? Nu mă? Tu ai două. Eu am unde. Adică totul. Alo! Eu am două. Liniște! M-auziți? Da. Liniște! Bine! Bye, mă. Am deschis cutia cu voturile fetelor! Da! Păi ai din casa băieților! Și văd aici o inimioară! Hopa! Aoleu! Hamude! Hopa! Damn! Ai încercat să fii bine! Da, să scrie diferența, nu-și dea seama, dar inima ta t-a pus! Recunosc inima, că am văzut-o și pe bilețelul lui Luane! Mamă, ce... Ești pregătită să ți o iei de la Bianca? Hai! Bianca are alte aspirații. Ce-ai spus, Hamude? Zic, Bianca are alte aspirații. Eu? Las-o pe Bianca. Zim de inimioară ce ai zis. N-am zis nimic. Eu am zis. Cum nu? Eu am zis. A zis doar mulțumesc. Cu drag. Eu am zis. Cine a zis că recunoaște inimioara de pe biletele lui Andy? Eu am zis. Cine? Eu am zis că a recunoscut-o de pe bilețelele lui Andy. Mocan! Dani Mocan! Băi, de ce trebuie să vedeți cum amândoi așa aici? L-ați branduit. De ce? Dar chiar vă potriviți! Hai că ți-o ieși și tu de la Bianca. De ce, ce? Cine a scris așa urât? Ce-i reacția asta? Eu. Ce ai scris? Hamudel? Hamudel? Hamudel! Da. Simina. Nu e. Simona, măi. Așa o să la Linda cum înainte. Amude. Ai părul un pic reponat? Vezi să nu ți-l întindă, Bianca. Nicio șansă. Iar și-o crepă. Cum? Amude, descâmpi. Mulțumesc frumos. Te așteptai, Bianca? Mulțumesc frumos, Simonel. Da, le-am zis. Hamude, fi pregătit, Bianca te place și este în stare să facă multe pentru tine aici, în casa fetelor. Să pleci acasă. A spus să pleci acasă. Nu, ea. Plec eu. Cine a spus asta? Hamude. Bravo. Tot eu. Bravo de. Bogdan Mocanu. Pupichi. Ai, mai zic că-s pupichi. Eu. Lovi. Băi, dar tu ce? Le dai așa pe față. Cum? Pupichi. Eu, Bogdan. Ah, ce ai zis, Lovi? Ah, ce drăguț. Participi. Păi că ai zis că nu se mai oprește. Vreau să văd puterea dragostei. Adică dacă o să vă păruiți din dragoste, să știți că eu nu vin să vă dau cartonaș.
Dar după cum am ieșit afară la țigară. Hamude, cu drag, Habibi. Îți zic eu acasă. De fapt ăsta e lu. Ce înseamnă Habibi? Nu e, nu e iubi, de legat iubi. De Habibi, așa e. Iubitule? Da, 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 da. Nu e altceva, e ha și bibi. Habibi, iubitule. Ah, nu. No. Ha, ha, de la Bibi. Așa e. Drăguț. Andreea, Andreea m-a spus că intervin. Dacă chiar e drăguț. Să, dacă vrea să spună... Nu este drăguț. Dacă vrea să... Băi, dacă vrea să spună ha, Bibi, trebuia să spune virgulă după ha. Așa. Deja se zic. Andreea trebuia să pună virgulă după ha ca să sune ha, Bibi. Hai, Adrian, taci. Păi, nu știi gramatică? Păi dacă... dacă... dacă ăsta e de la Roxana, ăla cu inimioară, de la cine e? De la Bianca. Cu inimioară de la mine. Păi, Simina te place, Roxana te place, Simona te place. Te mai place și Bianca. Ca o prietenă, mă, Hamude. Bianca e lăsat ultimul. Și lăsă și uite. Bianca te place și băiatul nou. Ce, nu știai că te place Bianca? Ha, pentru Hamude este un șoc, nu știa până, nu-i vine să creadă. De ce? Nu mai fac mișto. L-a lovit o cometă. Mocanu! Cu pupici, cu inimioare, cu... Cu nori mari. Cina, te-ai dat și inimioare, vezi? I-am fost drăguță. Te dă doar un pupic. Tu ai scris direct pupic, adică s-a înțeles. Păi că era supărat pe mine, măi. Asta era Luca. Ricardo, iubirea mea. Iubirea asta mea. E de la Simona. Asta e de la Simina. Sau de la Simina. Dea. Mersi, iubire. Chiar că e și cam atât. Deci, cine e? Hamude. Andreea, puteți să-l toate pe ea? Dar de drag. Doamnă, tu ești. Cine e? Ricardo. Hamude. Da? Felicitări. Ești lider în casa băieților. Hamude a fost lider cu ajutorul nostru, cu ajutorul fetelor. Eu din nou l-am votat să fie lider. Eu cred că s-a impus destul de mult ca și lider și de asta l-am și votat. Nu, eu sper să nu mai fie nicio bătaie în casa noastră că ne-a fost de ajuns. Dar cred că el ca lider se va descurca în continuare foarte bine. Hamude, vin o să-ți dau insigna. Să vin să o iau? Da. Tricoul ăla e acolo, da? Nu. Ba da. Ba, ba, da. Vin o să o iei. Hai să-l iei. Vino să-ți o iei. Cine i-o dă oare? Eu i-o dau. Cine l-a votat? Simina, tu l-ai votat? Roxana, Dea, Bianca, Simona. Și atât? Cât e Dea pe cine a votat? Acum se vede. Și acum le ridicând toate. Că mai eu pun eu, că l-am votat. Hamude. Să rămână. Nu știu, de ce mi-ai deșepăs? Te-au votat patru fete. Încărcare lag. Mulțumesc. Alege o fată care da, să spune insigna, logi. Alege o fată să spune insigna. N-ar fi corect față de celelalte. De ce? Hamude trebuie să fie vorba. Că mai devreme erau să se ia la bătaie pentru. Nu. Ar fi urât față de ele pentru că sunt patru. Toate patru vreau să-mi pun insigna. Dea, îmi pui tu insigna? Da, da. Stai, Dea, eu pui. Eu atât ce urmă. Decât să ne fac să simtă frână. Ei, Roxana, acum... Nu mai da cu relație. Pune frână. Uite cum se uită. Decât să le fac pe ele să simtă prost. Oricum, eu le mulțumesc la toate patru. Ah, bine, l-ai pare și cu pupici. Foarte drăguț de partea lor. A, cred că a venit da, vreau să fii bărbat dacă tot te-am votat și să... Aș dori ca doamna Andreea să vă facă să înțelegeți un lucru. Mie nu mi se permite să vin să iau persoana de gât și să o aduc în casă. Trebuie doar să-i o spun. Dacă mi s-ar spune că am voie, aș face și asta. Hamude, dacă ar fi să alegi o fată cu care să mergi la un date acum, pe cine ai alege? Pot să mă gândesc? Nu. Bine, am să... Ce zici, Aliaca? Am să... Era Luca. Nu. Te rog să nu se uită. Am să o aleg pe Simona pentru că nu am cunoscut-o și aș vrea să o cunosc mai bine. Cu Bianca am stat de vorbă. Viză-te, puf! Dar să nu se interpreteze nimic că nu mergem la date pentru că vreau să fie ceva între noi deocamdată. Am spus că vreau să cunosc caracterele tuturor. Oricum cu Bianca va ieși la un date, n-avea rost să mai cheme. Da, și cu Bianca oricum am un date. Da. Cum ar fi să meargă? A, vă luai pe ea, nu?
Hai, știți, mi-a zis că n-a luat-o pe Simina și gata. Nimic. Ai ieșit. Cu Bianca deja ieșit. Nu am luat-o pe Simina pentru că Simina poate vrea să meargă cu Mucanul la un date. Adrian nu-ți merge la valiera. Bine, pe mine mai supărat. Bye, bye. Nu vreau. Amude, te vezi bine pe canal de HDM? Nu vreau. Dar de ce te-ai supărat? Chemă pe cineva să-i șteargă sprâncenile. Nu vreau. Zim de ce te-ai supărat. O zis că așa... Să aibă încredere în mine cum au toți ceilalți. Nu la modul ăsta, la modul că tu vorbești cam cu toți băieții dintre păi noi, dar nu în mod serios, glumește. Nu vreau. Andreea, am și o întrebare, dacă Bianca poartă tricoul ăla de pedepsi, ce se întâmplă? Mai vorbești sau nu cu noi? Fetele nu trebuie să o mai bagi în seamă, să mai vorbească cu ea, nimic, nimic. Toată dar noi avem voie? Poftim? Nu. Noi avem mulțumesc voie? Fetelor. Nu! Nimeni. Persoanele pedepsite trebuie să stea la colț. Și dacă sunt băgate în seamă? Cum? Și dacă sunt băgate în seamă persoanele dar pedepsite? Nu. E pe bune dacă sau nu e? Dacă sunt băgate în seamă persoanele, ele ea poate răspunde de exemplu. Eu v-am recomandat să nu vorbiți. Ah. Exact. Nici voi cu ea, nici ea cu voi. Deci, fetele, ar fi bine să nu mai stea printre fete. Băi, să fiți cuminți că vă dau tricoul, da? Dar nu-mi vine, frate, degeaba mi-o dai, că nu-mi vine. Bă, o să vă pedepsesc că singurul care m-a votat a fost Zănogă, da? Bianca, da. Eu am voie să spun când să dai jos tricoul. Dă jos tricoul, te rog. Nu trebuie să-l porți tu, trebuie să-l dai cuiva. Hamude astăzi m-a ales pe mine la date. În schimb, celelalte fete au fost puțin geloase, dar asta este. Și noi la băieți acolo în casă, să ne jucăm, să dansăm, da, să ne iubim. Dacă mă lăsați acolo, promit că o să produc un mare sărut. Oh! Deschideți ușa pentru Maria. Deci nu glumesc. Deschide ușa. Dacă ești de ușa. O să produc un mare sărut și o mare glasă. Pe buze, nu așa la vrăjeană. Poate fac o vreau pe buze. Pe buze, pe buze. Dacă nu e pe buze. Pe buze, pe buze. Pe buze, pe buze. Pe buze, te rog, o frumos. Nu te iați o gumă. La 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 li la 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 la. Hai la Rani! Ce cu liniștea asta? Ce faci viața mea? Ne-am băgat la... Băi, dar vezi cum mă las să aștept mare și nu mă pace. Ce faci acolo? Ce fac? Mă faci să aștept. De ce? Că știu după Bogdan. Că m-am uitat. Ce faci? Mai votat, zi-mi, spune-mi. Dracu, inimii are și pupici. Băi, du-te de aici. Da. Dar de ce respiri așa greu? Am dansat puțin. Pe ce? Pe fără muzică. Și... Am păcălit pe cineva ca să vin aici. Ce e? Ce stai de la mine? Nu, e de la mine, cred. A. Și acum cred că o să mă gonească înapoi. De ce? I-am păcălit. Cum ai păcălit? Ei, le-am zis ceva. Și m-au lăsat. Mamă, să vezi ce-am făcut. Gine. Spune. Lasă că o să-ți spun. Adică nu spun, o să vezi singur. E de bine sau de rău? De bine. Pentru cine? Pentru toată lumea. Ce-ai făcut, zi? Yes. Nu-ți spun, lasă că o să vezi. Zi, măi. Când o să văd măcar? Mi-ndinoso! 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 Aș minți să spun că nu mi-am dat seama de... ce, care a fost planul, dar am încercat să profit de chestia asta. Mi-am dat seama că, de fapt, Mari l-a spus fetelor că va veni, dacă îi se va da voie, să mă pupe. Dar era doar un pretext ca ea să mai petreacă puțin timp cu mine și nu am pupat-o pentru că cumva i-aș fi dat altceva de înțeles și v-am spus că tocmai asta voiam să evit. Nu că nu am vrut să-mi anulez șansele cu restul sau așa. Nu aș vrea să o fac să fie rănită niciodată.
cineva. Eu consider că încă nu există o persoană în casa asta care s-o văd eu potrivită, gen să simt că îmi doresc să am o relație cu ea. Ce fată ți-a atras atenția din casă? Bianca. Păi Bianca a zis că nu s-a acceptat un bărbat cu doi copii. Discuția pe care am purtat-o cu ea, am tras concluzia că nu o să putem avea niciodată nicio treabă unul cu celălalt. Cum vezi tu situația mea și dacă tu ai putea să accepti un bărbat în viața ta care are un trecut ca al meu? Niciodată nu o să pot să iubesc cum e copilul meu, pentru că nu sunt mama lui, înțelegi? Dar automat, da, aș accepta.